Jucăm în fiecare dimineață, de luni până vineri, dublu sau nimic, în principiu pe 800 de euro, dar când mai greșiți și banii rămân la noi, se adună. Așa că astăzi avem 1600 de euro. Da. Vreți să facem, dragi ascultători, vreți, știu că vreți. Dacă ascultătorul nostru, cel care, sau ascultătoarea, nu știu cine... Mihaela din Brăila. Neața, Mihaela. Bună, Mihaela. Bună dimineața. Bun, la undă, dacă Mihaela greșește vreo întrebare, oricare dintre ele, domnul Luca. Da. Să-i adresăm acea întrebare pe care am ucis-o noi în urmă cu urma de oră? Da, putem face asta. Că iar am vrut să ne batem cu Luca aici. Facem. Ce faci, Mihaela? Bine, foarte bine. Care mai e treaba la Brăila? La noi, la Brăila, e bine, e frumos. Ce să zic, vremea e bună, uh-huh. Încercăm să ne mișcăm așa puțin. E senin, se vede Galațiu? Da. Se vede luminița de la capătul tunelului, cam așa. Să știi, Mihaela, că în dimineața asta, când începem de la 200 de euro, la intervenția lui Vlad și a lui George, a fost scăzut nivelul de dificultate al întrebărilor. Mulțumim. Da. Să sperăm. Deci, bem și noi o bragă pentru treaba asta. Da. Ar fi bine. O brăilagă. Da, dai o bragă în Galați, evident, nu în altă parte. Dacă ești găsim și la Brăila. Unde ești, Mihaela? Ce faci? Cu ce te ocupi? Acasă, casnică. Foarte bine, bravo. Deci n-ai colegi cu tine? Poate soțul? L-am pe soțul. Perfect, de bază. Cum îl cheamă pe soț? Gigel. Mihaela și Gigel în dimineața asta luptă pentru... Mihaela și Gigel, Bujor. Pentru 1600 de euro, Luca, suntem pregătiți? Da. De la cât plecăm? De la 200. Aoleu, mi-e și frică. Gata, păi să-i dăm drumul. Mihaela, Gigel, multă baftă. Mulțumim. 200 de euro. Așadar, soții Bujor, dar răspunsul trebuie să vină de la tine, Mihaela. Îți reamintesc această regulă noastră, da? Deci chiar dacă te ajută domnul, tu trebuie să rostești răspunsul corect. Iar prima întrebare de astăzi, 10 mai, este: câți băieți a avut regele Mihai I al României? 3. 3 băieți. Da, să sperăm. Mai știți cum îi cheamă? Carol al doilea. Mircea. Și Neculai. Asta e caz de confuzie majoră. Majoră. Da. Regele Mihai. Da. Regele Mihai e... Regele Mihai, da, nu a avut. Nu. Da. Aoleo, ce-am făcut? Am greșit. Ce făcurăm? Am greșit. A greșit el. Să nu... A greșit Gigel. Asta e. Mamă, Gigel, să nu e nenorocire. Să nu-l judești prea aspru pe Gigel. Să știi că și pe mine, când m-au luat repede băieți, am zis și eu, i-am pus și eu un băiat. Da, asta e, am greșit. M-a luat plan. Zice, uite, întreabă, de exemplu, câți băieți a avut regele Mihai. Și am zis unul. Da, și s-a făcut liniște în studio. Care? Mi s-ar fi părut frumos să aibă și dânsul un băiat. Da, ați fost bine. 5 fete. Am greșit. Nu-i nimic. Sunt 5 fete. Păi ce mai vrei, Vlad, acum? Întreabă, că ați zis că întrebăm, că ai zis că ai căzut nivelul de dificultate. Inițial am vrut să întreb altceva. Hai, Mihaela, să facem, uite, în 6 secunde să vedem dacă ar fi răspuns. Dar mult mai târziu ar fi fost pentru 800 de euro, că trebuie făcută precizarea asta. Da. Întrebarea, și te rog să te concentrezi și tu și Gigel. Da. Să vă concentrați amândoi ca să răspundeți așa, în regim de concurs. Cine a fost mama regelui Mihai I? Elena, nu? Elena, sperăm. Uite, ca să vezi cum e viața. Bă, da. Nu se poate. Da, răspunsul e corect. Ăsta era un răspuns corect. Vezi, Vlad? Da. Nu mai trebuie să merg pe întrebările mele, nu. Îmi pare rău, Mihaela și Gigel, asta e. În dimineața asta am vrut să simplificăm întrebările și... Deci am complicat. Am scăzut nivelul, te-am dat cu el de gard. Nu am mânat de Elena. Data viitoare. Există întrebare mulțumim mult. Să fiți sănătoși. Nu există întrebare mai simplă decât asta. Câți băieți au avut regele Mihai? Întâi.
Băi, e simplu dacă... Hai mă, dom, mă, scuzați. E simplu orice dacă piși pe subiect. Băi, hai mă, dă-o încolo de treabă. Ce văzut de Elena, au știut imediat. Mama Elena. Domnul Gigel știa foarte bine, până la Mihai I, acolo n-a mai... Și-a pierdut interesul. Da, n-a mai actualizat lecția, știi? În rest, înainte știa cu Carol, cu Nicolae... Ești pe toți, n-ai văzut. Da, nu, a fost probabil și din cauza emoțiilor și da. Mâine plecăm de la 300 de euro și ajungem la 2400. Da. De aici devine interesant. Eu zic să simplifici și mai mult. Nu, eu nu vă mai bag pe voi în ecuația asta. Asta trebuie, zgriem liliachia. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.